buni, astăzi vorbim despre incidența, dacă poate fi vorba despre asta, suferințelor psihologice, a tulburărilor psihologice. Le întreb pe Gașpar Gheorghi, reputat psiholog clinician, au crescut suferințele, Gașpar? Fără doar și poate, da. Din păcate, în toată această pandemie am vorbit în special despre costurile economice și foarte, foarte puțin despre costurile psihologice și emoționale. Dacă ne uităm la ce se întâmplă la nivel internațional, o să vedem că foarte multe state au dezvoltat programe de sănătate Mentală, strict dedicată persoanelor care și-au pierdut locul de muncă, care din cauza limitărilor nu mai reușesc să se adapteze, de să funcționeze. Este ambas, exact. Astfel exact. De e pentru e foarte important să facem și noi asta în România, să vorbim cu prietenii noștri mai mult, cu vecinii noștri, cu membrii din familie, cumva atunci când observăm că se schimbă comportamentele semnificative. Se de exemplu, o persoană care mănâncă mult mai mult decât mânca înainte, o persoană care nu mai sună, o persoană care nu mai Răspunde la mesaje, la mail -uri. o persoană care are probleme în tot ceea ce înseamnă comportamentul de somn, culcare, trezit, o persoană care simte că nu mai poate conversa cu oamenii de încredere. Studiile de specialitate ne arată foarte, foarte clar că atunci când nivelul de stres și de anxietate a crescut foarte mult, pe primul loc ca strategie de gestionare a situației este mișcarea fizică. După aceea avem nevoie de acele simple exerciții de respirație abdominală sau respirație conștientă. Inspir pe nas, lent, duc aerul până în abdomen, îl rețin câteva secunde după care expir pe nas sau pe gură. Cum te lupți cu ceea ce voi numiți anxietățile, fricile? E foarte, foarte important să învățăm să ne recunoaștem emoțiile. Emoția de frică, emoția de anxietate se simte în corp și nu în minte. Stomacul se agită, inima bate mai tare, toate acestea sunt reacții firești și e nevoie să le normalizăm, să le acceptăm. Mintea vede în special pericole, pentru că aceasta este funcția ei superioară. Deci al doilea pas, dincolo de acceptarea emoțiilor, e normal să fie frică. E normal să simt anxietate. Frica și anxietatea se transformă într-o problemă de sănătate mentală dacă eu fug de emoție. În momentul în care mi-am acceptat emoția și o normalizez, al doilea pas e să nu cred tot ceea ce îmi spune mintea. În acest moment am auzit știrile de la TV care sunt negative și mintea mea construiește o poveste catastrofică despre viitor, dar nu știu dacă se va întâmpla sau nu. Al treilea pas e să vorbim cu oamenii de încredere. Iar al patrulea pas pentru a gestiona anxietatea e să revenim din nou și din nou la momentul prezent în acest Moment sunt sănătos. Tot ceea ce putem controla este doar momentul Aici, prezent. Da, exact. Vă așteptăm toate întrebările, toate temerile, toate lucrurile pe care nu le înțelegeți sau le-ați reexplicat de specialiști pe adresa noastră de e-mail: sănătate.romunia.tv. .ro. Sănătate, oameni buni! Sănătate, România!